Ce faci, Leanu? Ai urcat pisicii pe masă? Păi ca să nu poată să coboare. Vai de capul meu. Și ce mănâncă? Ce specialități asta mănâncă? L-am spălat cu săpun. L-ai spălat cu săpun? Asta doar l-am șters. Bravo. Care e starea lor? Da, uite. Ținuți așa se vede care e starea lor. Hai, le păstrezi? Nu. Nu le dai la floare de colț, la... N-au și ei niște, cum le zic, niște relicve de-astea ceva la floare de colț. Sporile trebuie spuse la muzeu. Sporile cred că trebuie spuse la muzeu. Uite-te ce legătură. A, uite că aveai pantofi. Ce vorbești, mă? Avea pantofi, mă. Aruncă-i, aruncă-i. Nu, pune-i acolo, poate ia cineva, poate. Am șters-o. Am nu șters-o. E vorba de că e s-o șters după ce e pisici. Nu, a șters-o înainte. Am rămas datori. Azi da, nu, pe vreme frumoasă. Hai, va avea loc cucerirea sultanului. Pe vreme frumoasă, cu un grup de fete, Vali, Cristina și Liana. Păi o luăm pe la pensiunea Ellen. Am abandonat intrarea pianul vacilor, cum zic unii. Nu se poate circula, vacile au făcut asemenea noroi. Nu suntem romane, nici măcar cât vacile. Așa că o să luăm o a doua variantă, puțin ocolitoare. La 50 de metri facem stânga, intrăm până în capăt la o pensiune și de acolo... Uite, tot al doilea drum de acces, pianul vacii se prezintă un pic mai bine. O să... Al treilea drum de acces va fi pe aici, dacă nu ne va conveni ăsta, vom ocoli, dar și acolo tot drum de vacie. O să o luăm pe aici. Asta înseamnă că jumate de drum l-am scutit, poate partea a doua noroiul ăla e mai acceptabil. Pianul vacii, numărul 2 a fost depășit. Am ales varianta în speranța că aici va fi noroiul mai acceptabil în partea a doua. Acum o să ieșim la drumul vacii. Deci tot va trebui să trecem pe unde au trecut ele, dar... Poate acolo e mai zvântată treaba, mai altfel. Am ocolit noroiul principal, pianul vacilor, și ne-am dus pe aici pe stânga, cum ar veni, pe o mică orgă, o pianină, dar aici la intersecție, wow, ne așteaptă o băltuță de noroi, ceva teribilă, să vedem cum o depășim încolo. O filmare pe la pianina vacilor. E, după ce te-ai murdărit așa, chiar nu mai contează. Tu, Cristina, ar trebui să fii pe mijloc, că la tine chiar diferența nu contează. A, și doamna Liana e atinsă la bocan cu drept, doar Vali e mai curată. Eu prin mijloc, că oricum m-am afectat destul de tare. Și Andrei, cât e de curățel, tot afectat e și el. Vacile, da, sărace. Chiar mi-e milă de ele. Da.
dai seama că trag de picioare și ele. Da. Pe care am pornit și pe care l-am... Măi, ele sunt deștepte ca și oile, ca și câinii, au patru picioare. Da, de care se tragă. Da. Știi cât de greu mi-a fost să scot un băț de ăsta subțire din noroi, dar imită un picior de vacă. Hai, hai, circulați. Circulați. Ah, oh, căldură mare, mon cher. Circulați, circulați. În partea a doua, într-adevăr, e practicabil drumul. E dezastru, dar e practicabil. Echivalentul unei văi alpine, categoria 1. A. Da, eu când am trecut cu trenul de la... Categoria 1A. Acolo este Sultanelu, o gospodărie de oameni, și în față e sultanul. Din spate numai funduri în patru labe. Hai, Leno, hai. Și cu mâinile și cu picioarele în noroi. Cum ziceam, echivalentul unei văi alpine deja nu mai e 1A, e cam la 1B. Hai, măi, Leanu, că pierd timpul cu tine. Unii dintre noi, numai că n-au bețe, dar refuză ideea. Și e clar că fără bețe e mai rău aici. Trebuie să folosești mâinile în locul bețelor. Bocancunul este așa și al celălalt? Puțin, mai are încă un pic. Și avem aici o moașă, un bebeluș cu două moașe, doamna Liana și Andrei, nu se înțeleg moașele la bebeluș. Hai mă că aveți două bebeluși, piciorul stâng, piciorul drept, ai înțelegeți-vă și pansațiile. Să mergem mai departe. Supraviețuirea lui doamna Liana, nedeschisă de 2 ani. Păi asta este regula numărul 1 care ați încălcat-o. Trusa de supraviețuire trebuie schimbată la fiecare lună. Da, da, mamă, că caterul nu, dar lumânarea, chibritul și viletul. Viletul de adio se schimbă la fiecare lună, că intervin alți dușmani, alți prieteni, la altcine. Frânghia. Ia să pun, o trebuie schimbat, că nu mai funcționează. Ce zici, Vali? A, testamentul, păi da, testamentul trebuie schimbat continuu, normal, apare alt nepot, altă nepoată, asta cum adică, este, două moașe și... Câmp, anul trecut când am fost cu Horia și se făcea... Nu așa. Bagă pe sub, ce, așa, bagă pe sub șiret. Prima parte, care normal trebuia să dureze cel mult jumătate de oră, s-a lungit la o oră. Unul din coechipiere a rămas fără tălpi. Revenit la munte după 7 ani și a luat bocancii din dulap, neștiind că un bocanc după 5 ani trebuie aruncat. Da, toată lumea a pățit așa cândva, că nimeni nu se îndure să-și arunce niște bocanci. Nu știu. Da. Lui au picat tălpile la coborârea din tren, adică da. Cu trenul am mers. Măcar au rezistat pe noroaie, chestii, au rezistat bine. Unele persoane de aici, noroi ca ăsta, n-au mai întâlnit niciodată, așa se exprimă. Au bătut Grecia, o știu mai bine ca pe... Ce? E, mă rog, alții știu și în alte locuri noroaie. Da, eu ziceam de unii care nu au mai văzut asemenea astfel de noroaie.
Ia uite mă, șapca mea. Adică noroi de jumătate de metru. Ținem așa pe curbă, nene. Și nu mai urcăm deloc astăzi? Ba da, dar urcăm așa, încet, încet. Și dacă acum coborim? Asta e Poiana cu Cireș. Sau Poiana cu a treia drună. Dacă ne uităm la film, o să-i dau un link. A treia ridicare de dronă a fost în Poiana asta. Prima în parcare, a doua pe Islaz, lângă Iaz, și a treia ridicare pe aici, pe zona asta, pe Ileana e la umbra copăcelului. Și noi pe aici și cu drona. Dar asta, secretul este că e Poiana cu Cireș. Mi s-a spus și am și constatat pe traseu că anul ăsta cireșele sunt compromise. Adică nu sunt. Din cauza vremii, nu știu. Folosim nou telefon din dotare, Xiaomi X3 Pro, care are stabilizare video. Are și memorie. Știi ce are? Și am uitat să iau, avea și măciucă de aia mâner, cu care să-l țin mai ca lumea. Mâner cu buton. Mamă, dar aici e drum serios la deal. Păi pe aici voi știți, undeva pe acolo. Anul trecut, când s-au dus oamenii la Cireșe, eu am stat, mi-a fost lene, am stat aici pe ierbuță și am așteptat. Dar oricum, pe Poiana asta, jur împrejur, sunt cireși mai pitici, adică în sensul că fiind lângă luminiș, cei de la marginea luminișului păstrează coroana joasă. Că în pădure cireșii e plin de ei, dar au coroana înaltă, ce să faci, nu poți decât să aștepți să spice în gură. Ba da! Eu îmi fac aici reportajul, mă, voi pe mine mă cam încurcați. Boschetăria din Sultanul aducea gurguiat așa. E abruptă, da? E bine, am o trupă tare. Să înțeleg bine, nu se plictisesc. Uite cum trece timpul, ne prinde ora 3 fără să ne dăm seama și fără să fie ajuns în vârf. Mai avem de urcat circa 150 de metri diferență de nivel. Suntem într-o creastă secundară pe care n-am mai fost până acum, dar care este, ca să zic așa, derivată din creasta principală. Ce se înțelege până în creasta principală? O să bag niște fotografii făcute de pe Florei de săptămâna trecută, unde se vede o zonă de creastă relativ mai orizontală de circa un kilometru. Aia numesc eu creasta cea mai înaltă, creasta principală, și ea are mai multe picioare, mai multe afluenți, creste secundare, care toate finalizează în creasta principală. Deci aici, mergând, vom ajunge în creasta principală, probabil o să mă urcăm jumătate din diferența de nivel pe creasta asta, vreo 70 de metri și încă vreo 70 de metri o să urcăm diferența de nivel pe creasta principală. Cam așa ceva.
Important e să nu găsim obstacole pe traseu. Obstacole ar putea fi doar pădurea tânără. De obicei, creasta fiind bătută de vânt, te aștept să fie mai golașă, știi? Dar uneori poți să găsești o boschetărie, totuși, de pădure tânără care e greu de trecut. Alte obstacole nu poate să existe. Alo! Ce faceți? Legați ghetele? Legați-le! Trebuie să-și lege ghetele. Te văd că n-ai un stărătăcești, unde stărătăcești? Doar nu te duci încolo sau un dincolo. Când aici ai dita mai poteca. Aia iar am scos camera normală, trebuia să... Da, lasă pentru comparație. O scot pe aia alta acum cu stabilizarea. Nu suntem la coborâre, suntem la urcare, doar că eu acum mă întorc. Vă legați la pantofi? La pantofi, da. Aha. Bine, nu e nevoie să intervin dacă doar să leagă la pantofi. Va trebui să-mi păstrez autoritatea pentru altă dată. Pară coritor era bun. Ce fac moștea? Nu reușesc să lege, să-i lege talpa. Ah, au mai scos fori? A căzut, nu. A căzut din locaș. Și acum o ținem așa, nu știu. Nu. Poți să mergi. Sau ia stai așa totuși. Ce? Stai să vedem că s-au rezolvat. Hai, pe un cum mai stau, că trebuie să pot să merg așa, trebuie să te setnesc, mai stau. Uite în joc. Dar aici drumul mi se pare cunoscut. Nu, n-are cum, că n-am mai fost niciodată. Atunci toate poți să le... Toate sunt la fel, da. Aici a fost un munte așa și după aia a început să se sape niște văi până el. Și crestele au rămas cam la fel toate. Asemănătoare așa. Nu prea mari, uite, de 30 de metri de astea așa. Stânca dreapta. Iată obstacolul de care vorbeam, pădure tânără. A trebuit să ne înșurubăm pe-un boscheț ăștia, altfel poate că e bună. Trupa s-a adunat. Băi, cât suntem? 5 e bine? Da. Înseamnă că suntem toți. Cristina, să ține tare. N-ai zice că are tălpile legate cu sfoara. Dar văd că are un băț. Dacă putem să-i spunem așa. Mai bine îți dădea Elena unul.
Vezi că ți-a căzut o batistă. Ce avem noi în față? Aceea este creasta principală. Reamintesc că o să inserez niște poze de săptămâna trecută făcute de pe Florei, unde se vede această creastă principală relativ orizontală ca o cocoașă de... Cum e Camila aia cu două cocoașe? Ca o cocoașă... Ca două cocoașe. Una, două. Ea e destul de lungă și relativ orizontală. Vârful e undeva în apropiere, în direcția aia. În două minute suntem în creasta principală. De acum testăm stabilizarea video. S-a dovedit că pădurea tânără se abordează cel mai bine printre. Dar era un pic mai bătrână decât asta. S-ar putea să mă fi înșelat, să nu fie creasta principală. Să fie o intersecție cu o creastă tot secundară. Vedem acum. Da. Tot o creastă secundară. Cea principală ar fi avut un drum mult mai evident și mult mai circulat. Această cocoașă, această poiană de jos, nu sunt cunoscute. Asta este drumul principal de acces în creastă, drumul prin Islaz. Din Islaz ar fi fost un drum de căruță, noi l-am ocolit. Era partea dreaptă a literei D. Noi am făcut bucla literei D. Era cea mai abruptă urcare către creastă, creasta asta. Pe cocoașa aia n-am fost niciodată, fiindcă drumul se abordează pe această șase, coboară în poiană și de acolo începe drum forestier, în acea poiană. Și de aici mai avem iarăși un urcuș până în creastă. De aici cred că mai avem cel puțin vreo 60-70 de metri. Numai că nu vom mai accesa oriunde creasta principală, ci o vom accesa direct în vârf. Deci acest drum va ieși direct în vârf. Ce e acolo e chiar vârful sultanului. Mai avem 70 de metri de urcat pieptiș. I-am făcut anul trecut odată. Am venit pe aici, rectific. Aici sunt mai multe cocoașe. Am venit pe șleaua asta, pe șeaua asta, care se prelungește cu poiana de jos și cu drum forestier. Mai am puțin și rămân de sculță. Când mi se tot duce în spate, uite, și corp se aude.
Dacă ți iei niște sfori bune, mai mergi o lună la munte cu ei. Da, îl lua ca o sfârmă. Azi, la sfârșit, când o să... Bocanci campioni. Primează bocanci campioni. Am filmat. Păi eu sunt victima, nu eu. E ceva, direct în vârful Sultanul. În 3 minute o să fim în vârful Sultanul. Ultimii 20 de metri diferență de nivel. Nici atâta zice, dar în fine, până în vârful Sultanul. Deja se fac comenzi la bere. Bă, vârful Sultanul e ca și cucerit. Ce mai ne desparte? 30 de metri? 25? Douăzeci? Sau te pomenești cu fiul munte în spate acolo? Nu, eu că am mai fost aici anul trecut. E o burnă. De beton. Asta e vârful Sultanul. Unde e burna? Totuși, ce ziceam eu, la un moment dat făceam pe Gurguiatul o asemănare, că nu se vede aici, se mai vede parcă ceva așa. Într-o zi senină, mai vezi ceva pe-ntre copacii ăștia. Voile de la Vișinești și Sultanul. Și aici pe partea asta nici nu știu ce. Provițele astea de pe partea alta. Unde e borna asta de beton? Bă, să fi furat ăștia și borna? N-au furat-o. Uite aici. 848 de metri, eu știu. Ceva în genul ăsta. Ia. A? Nu se sucește mâna. A? Cuceritorul vârfului. Sultanul. În vârf de bornă. Zoom 2. Zoom 3. Zoom 4. Zoom 5. Și maxim. Leano! Trebuie la 5. Cu ATV-ul. Da, nu cred că se poate traversa creasta, se poate veni dinspre partea de sud.
Aici în partea din rost ar putea să fie un pic abrupt, nu știu, să nu se poată trece cu ATV-ul. Dar în partea de sud, sigur, se merge cu ATV-ul. Că uite, de fapt sunt urme de căruță, nu? Sunt două urme. Dar nu știu dacă sunt și de fapt. Nu, ATV-uri. Aude, să ședem. Da. Vezi că aveți și unde să ședeți. Șezătoarea asta nu mai ține aminte. Dar e destul de veche, că e putrezi. Nu-i proaspătă, nu vezi și e îngropată în frunze. La un kilometru mai la vale. Ăla nu e în vârf. Traversăm creasta, avem așa 500 de metri, un kilometru în partea nordică, cum se vede aici. Și o variantă de coborâre ar fi asta, Pâmpoieni, pe unde am mai fost. Vedeți filmul cu Marian Toma. Și o altă variantă va fi cea care cred că o facem astăzi, varianta sudică. Tot așa, e de mers vreun kilometru până în creastă, e și o șezătoare acolo, un picnic, ca să zic așa, un picnic de țapinari și cu niște coborâri până alte poieni, pe la Sultanul. Și cu fel și fel de variante. Azi mă paște o urcare suplimentară, o să coborâm într-o vale. La diferență de nivel 600 de metri, deci am urcat 400, o să coborâm 600. După care eu o să urc 200, să iau mașina și să aduc oamenii înapoi în deal. În mod normal n-am fi făcut asta, fiindcă exista traseu pe curbă de nivel, dar e povestea cu drumul vaci care ne-a dat peste cap. Sau pianul vaci. Cum îi zice? Pianul vaci? Pianul vaci, niște noroaie totale. Și atunci o să urc eu pe asfalt 200 de metri și o să iau mașina și să aduc oamenii la parcare. Bă, facem poză de grup? Ia uite că există video dual. Nu știam. Video dual. Asta e video dual. Păi jumate vă văd pe voi, jumate mă văd pe mine jumate. Că nu încap, sunt așa de gras că dacă mă bag pe mine, nu mai încăpeți voi. Înțelegi? Uite așa. Dacă mă bag pe mine, aproape că nu încăpeți. Ia-ți bățul, sau ți iau bățul cel mult, ia-ți sticlele. Nu, dă-mi bățul, să-mi pun și sticlele în buzunare. Ia, oprește, de ce nu-l filmezi acum? Oprește. Da-ia că am film. Și nu fac economie la film. Și am și stabilizare video. Și acum aici e cea mai mare zdrângăneală pe creastă. Plus că pe creastă e cel mai interesant, că uite, poți să te uiți încolo, așa, în jos, pac, pac. De la ciupitor? Da. Păi e genul ciupitor și zburător? Da. Și cu creier pane de se prănește. Cu paneu.
Păi la ce oră am cucerit sultanul? La două. La două? Niciodată nu l-am mai cucerit așa târziu. Dar mai bine mai târziu decât niciodată. Mi-ai cules o ciupercă? Nu, că nici nu-mi făceam eu iluzii. Că mi-ai cules-o mie ciupercă. Ba, Dalea, nu-i bună. A. Ia, Leanu, ce ciupercă e? Nu e bun vinecior. Aruncă, aruncă, gata. E hrib sau nu? Nu. Hai, Leanu, nu mai trage de timp. Că suntem în creastă. E chestie de supraviețuire. Ia uite ce creastă. Și și îmboschețește apă partea asta, tot așa e. Destul de abrupt. Aici e o chestie interesantă, de-aia o să filmez, pentru că după unii n-ar fi nimic interesant în Sultanul, dar asta pentru că dacă vii dinspre Nistoresc sau dinspre Breaza, umbli tot într-o pădure, tot într-o alergătură, tot peste un deal, peste nu știu ce, scoți limba și ajungi până la vârful ăsta, după care te întorci pe unde ai venit ori. Aici e o parte care merge către Moren, să zic așa, direcția asta, Târgoviște. Deci pe partea asta nu se circulă când vii de la tren peste deal. Interesant de văzut și zona asta. Bă, coafiurea rezistă. Legată cu sfoară. Nu știu. Păi asta e. Păi dacă era soară de soară, cred că nu rezistă, dar fiind așa de rapid, mai dură, mai... Pentru baloții, da. Era la un loc de creierat și erau baloții făcuți și erau pe zonă. Băi, țânțari ăștia, nu te mai lasă, mă, nici în delta, nici în munte. Uite, o creastă chiar frumușică, zice, spălată, necirculată, nenoroită. Da. Asta e, dar ai văzut ce pantă e în dreapta? Nu, și în stânga e, dar nu se vede că-s puțin boscheți. E un pic mai spectaculos în dreapta, da? Aici. Da, și în stânga e. Bă, iar mi-a căzut sticla. Ce zici, mă, de asta? Ce tare!
Mă înțeapă o talpă. Mi-a intrat ceva. Aici e un pinten. Iar a căzut mă sticla, dacă nu m-am săturat. Unde să mai pun mă sticla asta? O bag în buzunarul de la spate. Dă-i mă un băț, mă, că și așa tu filmezi cu o mână. Deocamdată bocancii rezistă legați cu sfoară. În curând sper să fie cât mai târziu. Voi fi pus în situația să ofer sandalele. Oricum mie îmi plăcea să merg de scurt. În ciorapi. Oricum am avut parte de niște noroaie a acest traseu. Cine, eu? Da. Cum? Păi m-am gândit și eu să fac totul bocancilor la final. Pe locul 5 vei fi tu. Adică cel mai bun? Nu. Cel mai? Cel mai, da, cel mai, stai să-ți zic că nu se aude. Se aude. Pe locul bocancilor, pe locul 5 va fi Andrei, că e cu sandale și va arăta cel mai curățel. Mamă, ce râpă! O râpă? Hai, nu te mai dea lângă râpă. După aia, toți ceilalți, un topogan care va fi bocancilul Cristina, care vor fi a lui. Noroc că pe partea asta e mai rezistent, are de unde să se ierte. O rupă spălată. Spălată de apă, o rupă spălată de apă. O rupă. Bă, nu vezi că e nisip, nisip? E o zonă nisipoasă în creasa asta. Deci nu sunt stânci ce vedem acolo, e un fel de lut așa de puțin lut între mult nisip. Nisip de nisip. Hai că s-a mai lărgit. Leanu! Hai! Da! Zim! Care? Ați observat că la coborâre sunt prima, da? Poezia mea preferată. La munte este frumos, este frumos dacă o iei la vală în jos, la vală în jos. Asta este partea cea mai frumoasă. La vale. Eu întâi. La, nu orice vale, mă, asta e o vale bună. Dar să vezi tu mai încolo, că nu o să-ți mai placă când o să vezi tu ce coborâre e mai încolo. Nu, mai încolo, asta e coborâre. Nu, mă, stai să vezi pe la genunchi pe acolo, ce vorbești, mă, o să vezi pe acum, ai uitat, așa e, vezi, de la un an la altul, sau de la 3 luni la 3 luni, uiți,
ce e nasol, ții minte doar ce e plăcut. Dar stai să vezi ce o să te doară genunchii și aici. Cele rele să se spele, cele bune să se păi adune. Ai 600 de metri, mă, de cobor, nu înțelegi? Păi de ce, mă, dacă reveneam direct la mașină cu curbă de nivel, cum știi, erau 400, dacă coborâm tocmai în vale la Sultanul. Putem să mergem până... Hai să mergem, mă, Andrei, pe curba de nivel. Nu, Eleanu, tu știi ce noroi o să fie acolo? O să urc eu pe șosea și asta e. Și vin cu mașina. E un noroi, tu îți dai seama ce noroi e și pe murii ăia pe acolo, știi că... Să aprici să mergi singur? Deși... Și care e problema? S-ar putea să nu fie noroi, că nu circulă vacile, dar ajungem tot la Islaz. Da, și la Islaz ce facem? Dăm tot de noroaiele alea, înțelegi? Deci nu avem o soluție. Ce drum prin sat, mă? Când am întrebat de apă și n-a venit. Păi aia e pe partea de nord, noi acum suntem pe partea de sud. Suntem pe partea elaltă acum. Păi nu înțeles că acum mergem pe altă parte a muntelui. Acolo era un sat. Aici e alt sat, aici e satul Sultan. N-are nicio legătură, e despărțit de Plaiu și de Provița. O creastă mai mult decât acceptabilă, dar din păcate nu durează decât jumătate de oră odată ajuns în vârf, ori jumătate de oră încoace, ori un sfert de oră în partea cealaltă. A, dar depinde. Da. Păi la măsuță facem o pauză de masă. Da. Se foame? Da. Da. Uite, mă, ce soare ne întâmplă. Da, a fost o vijelie. Are frunze pe el, e foarte proaspăt rupt, dar uite, frunzele sunt verzi. Nici nu cred că a fost vijelie. O fi putrezit și sau l-a trăznit. Asta e un fag verde. Proaspăt căzut. Unde e masa aia? Nu înțeleg. Nu, Leanu, nu, e mai încolo. Era destul de lung drumul pe aici. Dar asta e bine, coborâm încet, încet. Ia să vedem. Nu văd nimic, dar fac un zoom aici. Unde-i lumea? Sigh.
Vezi, Leno, că începe coborâre? Să fi luat aia masa. Era dita mai construcția, nu? Să fi... Ce? Da, mai știi. Trebuia să apară un fel de troiță, așa, un acoperământ de ploaie făcut din scânduri. Destul de bine înghebat era anul trecut. Nu știu ce se întâmplă. Senzația mea că ar fi trebuit să ajungem la el, dar poate nu mi-aduc eu aminte, poate creasta asta e mai lungă și abia după aia mai urmează o porțiune orizontală în care se află măsuța respectivă. Mă, normal n-avea cum să dispară. Era o construcție destul de serioasă. Nu voi pe cineva să o fi dezmembrat sau ceva de genul ăsta. Aici zici că n-a fost tăiat anul trecut? A fost tăiat, anul trecut nu era așa. Acum au tăiat, uite, vezi, copacii sunt tăiați. Da, păi sunt doboruți de furtună, dar de ce au luat-o mai din vârf ca să se uzeze râpa, să se uzeze munte? Păi văd că au lăsat pe ăștia tineri totuși, nu vezi că au lăsat pădure tânără? Un copac nu ții râpa asta. Se duce la vală la prima. Se duce, dar de sub nu e nimica. Să umple o groapă jos. Păi de ce au desfințat aia? Păi eu cred că ei au muncit acolo și acum dacă au terminat lucrarea și-ar fi desfințat și coliba aia. Păi da. Era troiță acolo ceva? Nu mai țin minte? Nu, era o cruce ceva. Nu cruce, era un acoperiș cu nu era. Cu banchete. Înseamnă că pur și simplu era o organizare de șantier al lor. Și poate au demolat-o, că au luat-o. Era scândură bună și au zis că au terminat treaba pe aici și... Soarele e exact deasupra capului. Da, dar e ora 3, deci merge spre vest, în Polegu. Deci ar însemna, cum e umbra lui Ileana acum, că mergem direct spre sud, la sud, undeva în față. Spre vest, mă? Și în mușchiul de pe copac ne va arăta care-i nordul. Ia, unde-i mușchiul aici, Ileana? Mușchiul? Am văzut copaci cu mușchi de jur. Ăsta e nordul. Înspre în spatele meu. Ăsta e sudul. Înspre în fața mea. Căsuța! Au mutat căsuța! Ura! 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 N-au furat-o! Nisip! Ce materiale a făcut muntele ăsta? Da! Ce broască, măi? Un crocodil, mă, dacă era. Atunci o ziceam. Așa, deci aici pădurea asta încă nu-i chelită. La anul o găsim chelită și pe aia. Da. Au lăsat și mâncarea,
Unde stăm? Unde stăm? Hai, mâncăm zacuscă, da? Scot zacuscă, pâine. Să dezbată subiecte politice la ordinea zilei. Nu știu dacă se aude. Dar foarte interesante subiecte. Ca să vedeți ce înseamnă Zoom-ul 6. Zoom-ul 3 jumate. Zoom-ul 4 jumate. Tai din gură, tai din gură. Ai tu audio-ul 6. Uite, ăsta e Zoom-ul 6. Da, uite și a treia persoană. Vasilica. Și celelalte două, Liana și Cristina. Hai să te sper pe mine. Te sper pe mine? Nu. Nu, îți dau un gol. Mă spăl pe dinți. 10 variante, vezi? Ah, aici sunt variante? Și unde merge asta în stânga? Toate merg în același loc, doar că mai încolo, pe asta din dreapta, o să mai fie o variantă care coboară în sat. Pe la stâne. În satul Sultanu. Noi o să o luăm la stânga. Haideți la masă, cine vrea. Hei, Iliana, șuncă. Începem coborârea la genunchi. Atac frontal la genunchi. Bine că e uscat și nu e călcat de vaci. Bă, noi nu veneam pe drumul ăsta, să știți. Nu e nimic, dar nu ne descurcăm. Drum să fie. Și uite ce cald e. Sau una. Cu fiecare metru care coborâm se încălzește. Ce mai tare. Niște mente. Ai văzut mente? Oh, ce miște. Mente îți trebuie? Culegem. Uite aici menta. O cotiță șoricelului îți trebuie? Ne răcorim la palme. Da, ce pe trebuie? La perii, ajungem? Da.
Și acum nu sunt mici pe aici, ce treabă e. Acolo e lacul cu broaste țestoase. O coborâre acceptabilă la genunchi, da, acceptabilă la genunchi, nu la genunchi. Nu-i perfectă, dar e acceptabilă. Da, cald. Cinci, șase, două, trei,